În seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea clasică pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec pentru august 2019. Astăzi se pare că am avut o zi mai bunicică după o perioadă de probleme și de antibiotice. Nu știu cum o să fiu mâine, dacă reușesc să fac celelalte două etalare, dacă se întârzie, probabil că ar trebui cineva să înțeleagă. În fine, aici sunt pentru berbeci. Haideți să vedem ce se arată. Se arată o creștere spirituală, abundență, materială, dragoste, o nouă pasiune care, eu știu, poate să ducă și către conceperea unei chestii. Că-i proiect, că-i copil, vedeți voi ce, dar există un potențial maxim în această relație. Că este semn de apă, nu știm sigur, voi știți cine este, dar e o persoană care vă vindecă și vă împlinește cam toate dorințele. Este o persoană care într-adevăr are mare dragoste sau pentru care voi aveți o mare dragoste, dar rămâne de văzut dacă ați și arătat-o. Poate că unora vă place să fiți mai independenți sau lor le place să fie sau să se arate independenți. Oricum, au, chiar dacă arată singuri și arată foarte confortabil, așa, independenți, totuși își doresc și ei perechea. Există un cuplu divin, da? După cum vedeți, și nu mai știu ce zodie am mai avut. Am mai avut o zodie cu cuplu acesta grozav. Știu, sunt semne de apă, dar asta nu înseamnă că nu sunteți și voi emoționali. Măcar uneori, când vă îndrăgostiți sau când simțiți că sunteți lângă perechea, eu știu, perfectă. Ați avut responsabilități, probabil că ați avut și pe cineva foarte pasional în preajmă care v-a obosit. Poate alt semn de foc a fost în preajmă și v-a obosit. Dacă ați fost căsătoriți cu ei, voi știți. Există și această posibilitate. Dar o perioadă ați fost în confuzii. Relația a fost oarecum dezechilibrată, v-ați pierdut nopțile, da, pentru că a fost toxică, nu doar dezechilibrată. Poate unii aveți și un copil în semn de foc, dar începe să vă echilibrați și să o luați de la zero. Da. Haideți așa să mai amestec. Nu le mai amestec, că sunt amestecate, doar am citit așa ceva. Ah, hai să le mai amestec. Berbec, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Berbec. August 2019. Astăzi mă simt mai bine. Să sperăm că și la voi sunt cărțile la fel de frumoase ca la celelalte zodii pe care le-am etalat astăzi. Berbecuți, haideți să vedem ce aveți central. Central. Wow, puterea, sunteți puternici. Dacă nu voi, persoana la care vă gândiți este foarte puternică. Sau cred că este și a treia variantă. Sunteți amândoi foarte puternici, mai ales când sunteți împreună. Nu este obligatoriu nici să fie semnul leului, nici să fie semnul fecioarei. Cum am văzut și mai devreme cu regele și regina de cupe. Cred că împreună puteți face un cuplu de forță. Chiar se numește forța, puterea, da? Poate că în august începeți această colaborare. Posibil unul să fie mai temperamental decât celălalt și celălalt să reușească să-l calmeze. Dar fiecare are calitățile lui. Faptul că e mai temperamental vă confirmă că este absolut lupte pentru voi. Sau invers, poate voi sunteți mai temperamental și sunteți hotărâți să luptați pentru această persoană, care în sine are o puritate specială. Este ciudat, știți, că puritatea asta poate nu este văzută de fiecare dată, tocmai din cauza temperamentului, dar rămâne de văzut. Asta este energia centrală. Luna august. Poate în august vă găsiți puterea, dacă nu e vorba de un cuplu. Sau puterea într-o privință, într-un proiect. Poate fi și la locul de muncă. Ah, e sigur că e dragoste. E vorba de dragoste, dar hai să trecem și peste aspectul ăsta. Dacă e la locul de muncă, aveți o colaborare benefică.
Sau succesul pe care îl manifestați va aduce aceste colaborări. În fine, trecem peste aspectul ăsta de business și, într-adevăr, îndrăgostiții sunt, reprezintă cartea care provoacă puterea. Sunteți în preajma sau aveți în gând, în suflet, pe cineva cu care vă completați foarte bine. Că vă dați seama de chestia asta, că nu vă dați seama, eu știu, eu cred că ați început să vă dați seama. Aveți puterea să vă controlați și să vă și manifestați. Și este frumos, cum am spus și mai devreme, fără să vorbesc despre îndrăgostiți, chiar vă completați foarte bine. Chiar vă completați foarte bine și aveți în ambele cărți ghidaj spiritual, da? Avem și infinitul și avem și îngerii. Că vă vine să credeți? Chiar așa este. Pentru unii poate să fie cineva în semnul geminilor, dar nu este obligatoriu, vă rog, nu vă fixați pe zodii. Poate să fie orice altă zodie. Nu mai spun ca să nu creezi al discuții. Orice zodie. Ideea este că s-ar putea să fiți foarte puțini dintre voi care v-ați făcut creșterea spirituală și v-ați făcut, eu știu, lucrarea interioară. Unii s-ar putea să intrați pe flăcări gemene. Dacă vă place povestea și varianta cu flăcările gemene. În trecutul îndepărtat, spânzuratul semnul peștilor, la modul simplu, casa 12-a, a sacrificiilor, a compromisurilor. Probabil că ați trecut printr-o perioadă de stagnare, dar foarte îndelungată. Eu știu cum se va desfășura crucea celtică până la final, dar și casa 12, a necunoscutului. Probabil că persoana sau situația v-a pus multe semne de întrebare. Ori voi, ori ei, v-ați sacrificat foarte mult până acum. Cred că unul dintre voi s-a sacrificat, dar interesant este că în această perioadă de sacrificii și compromisuri a început persoana să vadă lucrurile dintr-o altă lumină, dintr-o altă perspectivă. A primit iluminarea. Poate a înțeles că sunteți voi, că sunt ei, poate ați înțeles că sunteți un cuplu perfect. Chiar dacă aveți diferențe destul de vizibile, da? Dar la nivel divin, energetic, spiritual, probabil că sunteți perfecți unul pentru celălalt. Nu știu de ce simt să citesc așa, dar așa o fi. Vai, vai, vai. Iar arcană, fantastic! Peștii au avut câte trei, voi aveți a patra arcană majoră. Fiecare poziție arcană majoră. Foarte intensă etalarea pentru august. Foarte intensă și a început cu 8. Transformare. Iai. Trecutul apropiat. 0. V-ați hotărât. Aceasta este cartea. Iar am fiori, iar am stări. Probabil că în ultima vreme și eu încep să mă conectez la unii dintre voi. Aceasta este cartea care, pentru unii tarotiști sau cititori în tarot, reprezintă chiar zodia voastră a berbecului. Alții spun că ar putea să fie și vărsător. Pentru mine poate să fie chiar cuspida pești. Pești berbec. Pentru cei care aveți acolo planetă. Cuspida adică trecerea. Exact. Sfârșit de pești, început de berbec. Da, trecem peste aspectul ăsta. În ultima vreme v-ați hotărât să o luați de la zero într-o privință. Că e afacere, că e relație sentimentală, că e familie. Poate, tocmai pentru că v-ați hotărât să o luați de la zero, ați descoperit că sunteți foarte puternici. Și nici n-aveți cum să o luați de la zero decât conectându-vă la credință, la spiritualitate. Și asta, de fapt, vă dă putere, cum este și în cartea aceasta, da? Acest semn al infinitului. Spiritualitatea vă dă putere. Cred că aici, da... Îmi cer scuze de stările pe care le am, dar probabil că mă conectez cu unii dintre voi. Am niște fiori în timp ce fac etalările. Posibil aici, cartea să
pentru unii dintre voi care poate nu sunteți într-o relație, poate sunteți singuri sau eu știu ce alte probleme aveți, aici să fiți voi cu îngerul vostru păzitor. Da, nu uitați. Și din acest motiv, în ultima vreme, aveți această credință în voi, că puteți să o luați de la zero și că nu riscați. Cartea arată a risc. Dar simțiți că totuși, chiar dacă toate faptele, pentru că ați sacrificat sau ei s-au sacrificat sau voi v-ați sacrificat foarte mult în ultima vreme. Și sacrificiile astea, da, casa, da, ce frumos este pești. Pești, berbec, casa a 12-a cu spida. Interesant. Fuh, ce stare am. Ați înțeles că nu riscați. Că de fapt ați riscat până acum, ați lăsat în urmă riscurile și vă duceți către noi dimensiuni. Simțiți asta. Chiar dacă nu aveți toate informațiile, simțiți. Intuiția, credința vă spune să începeți de la zero. Și cu foarte puțin, da. Foarte puțin. Experiența, mici experiențe, nu prea multe, credința și idealismul. Ce va guverna? În sfârșit, o carte mai pământeană. Sau viitor îndepărtat, sau ce va guverna luna august. Trei de monede. Dorința voastră de colaborare despre care am vorbit și mai devreme la putere. Vă doriți să colaborați cu cineva. Probabil, dacă e vorba de muncă, să o luați de la zero, că aveți putere. Pentru că v-ați sacrificat foarte mult. Acum, vreți să vă exprimați toată experiența într-un mod unic, special, artistic chiar. Nu este obligatoriu ca toți să vă ocupați de artă sau să începeți să vă implicați în niște exprimări artistice. Dar felul în care veți lucra va fi de în maniera unui maestru sau felul în care veți colabora cu această persoană vă va aduce creștere. Este un triunghi cu vârful în sus, da? Vă va aduce creștere financiară. Și veți fi apreciați. Cred că dacă sunteți pe flăcări gemene, unii dintre voi s-ar putea să trebuiască să lucrați împreună cu această persoană sau în acest cuplu și veți avea o creștere deosebită. Veți fi apreciați. Veți fi ca și unul. Da, aici sunt trei persoane, dar veți fi doi. Doi, veți fi într-unul în misiunea voastră profesională, spirituală sau eu știu ce. Ce aveți voi de lucrat împreună? Evident că poate să fie și un semn de pământ, ca să interpretez și la modul simplist. Taur, Fecioară sau Capricorn. Dar rămâne să vedeți cum rezonează cu viața voastră. Viitorul apropiat, 4 de cupe. Cineva încă e supărat din cauza unui trio. Poate la locul de muncă, da. La locul de muncă sunteți foarte apreciați și admirați. Și posibil cineva vă admiră mai mult decât restul colegilor. Și atunci provocarea este să fiți puternici și să știți exact ce să alegeți. Sunt multe variante de interpretare. Să știți exact, asta este și alegere importantă în dragoste. Să știți să alegeți între tentație și persoana care vă completează. Evident că nu este obligatoriu ca persoana de la locul de muncă să vă completeze doar pentru că lucrați împreună. Există niște asemănări, dar completarea, de fapt, se face prin diferențe.
Eu știu pentru cine o fi acest mesaj. În fine, în viitorul apropiat aveți 4 de cupe. Încă sunteți supărați. Poate conștientizați faptul că dacă intrați în această situație, intrați într-un trio care vă va aduce în timp dezamăgiri și veți pierde alte oportunități. Este posibil și așa. Pentru că sunteți puternici și ați făcut multe sacrificii și aveți credință, cum am arătat și mai devreme, probabil că nu e prima oară când vi se întâmplă o asemenea situație. Și vă gândiți bine. Vă gândiți bine ce să alegeți. Gemeni înseamnă mercur, gândire, da? Alegere. Alegere importantă în dragoste. Poate. Pentru unii dintre voi, evident, nu pentru toată lumea, vă doriți colaborarea cu acest semn de apă sau persoană neapărat, care s-ar putea să nu primească de prima oară oferta voastră pentru că încă se gândește întristată la o perioadă, la un trio, o perioadă în care a fost înșelată. Sfatul. O, 3 de cupe. E a treia oară când văd 3 de cupe. De fapt, a doua oară și cu 3 de monede. Aici este provocarea, dragii mei. Vedem cum se mai așează cărțile. Provocarea este să alegeți. Da? Provocarea este să vă controlați. Există o tentație în preajma voastră și ideea este să fiți puternici. Altfel, intrați într-un trio. Sfatul este să alegeți corect, evident. Dar mai există, pentru că e sfat, mai există și altă variantă. Trecând peste aspectul de trio, poate nu sunteți în trio, nu toată lumea trebuie să fie în trio, evident. Nici la locul de muncă, nici în altă parte. Poate pur și simplu este dorința voastră de a colabora cu cineva. Și sunteți un pic îngrijorați, întristați, că nu știți dacă o să primească oferta. Sfatul este să vă bucurați. Sunt cele 3 grații, cele 3 ursitoare. Posibil pentru unii dintre voi să fie un semn de apă în preajmă care vă poate bucura într-un fel. Și sfatul este să vă bucurați. Este vară, e concediu. De ce să stați supărați? Poate unii lucrați totuși prea mult și sfatul este să vă bucurați. În unele cărți, această carte reprezintă și întâlnirea cu prietenii. Sfatul este să stați în preajma prietenilor. Exterior. Un alt semn de foc? Asta este exterior. Exterior. Cineva creează blocaje. Sau ziduri. Este foarte rănită persoana, dar încă stă în picioare. Este forță exterioară. Poate că e oarecum similară cu puterea, varianta 3D. Poate trebuie să vă inspirați un pic de la felul în care rezistă această persoană, trecută prin foarte multe. Rezistă tentațiilor. Și cum am vorbit mai devreme, unii dintre voi trebuie să rezistați unei tentații. Forță exterioară. E o persoană care încă își păstrează verticalitatea, care a trecut prin foarte multe.
Deci vă este teamă, vai, de transformare. Poate de cineva cu planete în Scorpion, că tot aveți niște cărți care arată semn de apă. De aici este transformare. Interesant că aveți un 8 aici și pe semnul pe cartea puterii. Iar prin acest control vă transformați într-o persoană de o putere pe care probabil nici voi nu o anticipați, nu credeați că o aveți. Transformare. Vă este teamă să vă transformați, berbecilor? Ai, vă doriți. Vă doriți să manifestați. Ați putea fi voi. Pentru că este unul, este prima zodie. Evident că poate fi gemeni, poate fi și fecioară. Aveți și o fecioară, aveți și gemeni. Poate fi orice altă zodie. Dacă vreți, poate fi orice altă zodie. Dar vă doriți să manifestați. Aveți un 0 și aveți un 1, da? Dacă în ultima vreme v-ați gândit să o luați de la 0, acum vă doriți să începeți să manifestați. Dar ce înseamnă să manifestați? Înseamnă să conștientizați dacă aveți toate resursele. Vă doriți eventual să aveți toate resursele ca să manifestați. Finalul, Regina de Monede. Interesant. Regina de Monede e o persoană care se apreciază. Aveți iar semn de pământ, aveți toate. Aer n-aveți aici. Credință aveți, aer n-aveți. În fine. Regina de Monede. Dacă vă doriți să colaborați cu o persoană, cu persoana pe care ar trebui să o alegeți corect, aveți șansa să creați ceva solid în timp. Regina de monede pentru mine reprezintă soția ideală. Este o persoană fertilă, creativă, de la care puteți învăța foarte multe. Dar interesant este că după Regina de Monede aveți și un Cavaler de Spade. Poate primiți un mesaj surprinzător, neașteptat sau vreți să comunicați cu această persoană. Tocmai în dorința voastră de colaborare. Nu contează ce semn este, ci cum se manifestă. Regina de monede e o persoană stabilă. Dacă nu preluați acest 3 de cupe în înțelesul lui negativ, dacă nu intrați în trio amoros, ci doar vă limitați să vă bucurați cu prietenii pe care îi știți. Aveți șanse să colaborați cu cineva și să puneți bazele unei relații solide și de lungă durată. O persoană foarte fertilă, foarte creativă, care vă poate ajuta, eu știu, în alte proiecte viitoare. Că e la locul de muncă, că e sentimental. La capătul acestui set de cărți, ce avem? Avem și săbii, dar în ce context? Avem împăratul. Interesant. Împăratul care simt că nu se poate exprima, este într-o cușcă mentală și din acest motiv poate unii dintre voi sunteți chemați să vă
temperat și să vă regăsiți puterea. Da, nu se poate exprima, că nu degeaba m-am apucat acum și tusea și nodul în gât. Persoana aceasta, de obicei, e semnul berbecului. Poate că este o persoană de sex masculin. Este o persoană care nu vrea să-și exprime anumite sentimente, anumite gânduri, anumite lucruri, din dorința de a se simți el în control. Așa probabil s-a creat și a creat imaginea. Avem aici și 7 de spade. Of. 7 de spade care înseamnă strategie mentală. Oh. Știți că aveți de așteptat ca să reconstruiți ceva. Vorbesc de reconstrucție la judecată, da, pentru că judecata înseamnă să renaște și aici este teama voastră. Probabil e o chestiune care mai durează. Este teamă unora dintre voi să renașteți într-o privință, într-o situație. Și după moarte asta apare, renașterea. Dar în acest moment încă sunteți într-o cușcă mentală, într-un blocaj, vă faceți griji, nu vă puteți exprima, încercați să creați o strategie despre dumneavoastră. Unii dintre voi. Sau poate pentru unii dintre voi încercați să blocați, da, are aspectul unui împărat care blochează energia unei persoane, semn de aer, care a fost cam versatil și cam prefăcut. Dacă aveți probabil un semn de aer care v-a trădat și v-a păcălit, s-ar putea să încerpe să-i blocați. Dar eu cred că pe de altă parte, acest împărat nu se poate exprima în anumite aspecte care țin de emoții. Din acest motiv sunteți sfătuiți să vă bucurați cu prietenii. Și să vă relaxați un pic emoțional. Altfel, vă ocupați în principiu de muncă, 7 de monede. Sunteți foarte preocupați de muncă, deși iar avem un Pluto, iar avem un Scorpion, iar avem o energie transformatoare. Și iar am vorbit mult. Așteptați poate momentul potrivit când să vă exprimați, să vă eliberați din niște probleme, din niște situații și să vă puteți manifesta. Așa cum poate unii dintre voi v-ați dori. Într-o relație pe care vă doriți sau situație pe care vă doriți să o reface, să o... să-i dați șanse la reabilitare. Avem și un as, aveți un as de spade. Este nevoie de comunicare. Simțiți nevoia să comunicați după ce o perioadă ați fost foarte izolați. Unii dintre voi v-ați izolat din niște motive. A trebuit să vă vindecați de niște situații. Pentru cei care ați fost în trio, în situații de genul ăsta, ați avut nevoie de izolare. Poate nu toți ați fost în trio, dar ați avut unii probleme de sănătate. Da? Unii a trebuit să vă înțelegeți niște chestiuni profunde, niște întrebări profunde. Și în momentul în care ați reușit sau veți reuși să faceți aceste lucruri, apare iar regele de bâte. Aici sunteți voi, plini de încredere. Și în momentul în care sunteți plini de încredere, am zis că împăratul deocamdată este oarecum, are un blocaj în exprimare. În momentul în care vă veți găsi această putere care a venit și mai devreme, veți avea energia să schimbați roata norocului în viața voastră. E o situație care trebuie schimbată. Pentru că aveți, în momentul în care schimbați, aveți șansa la o mare bucurie. Cu o persoană foarte intuitivă sau pe care o țineți deocamdată în secret. Da, interesant.
Sunt curioasă cu cine rezonează. Este foarte ciudat ce cărți au venit foarte intense la început și apoi au început să... Se exprimă o stare oarecum de... Cum să explic eu ce simt? Cred că aveți în momentul acesta mai multe preocupări. În fine, din seria mesajelor de la îngeri a venit un grup de cărți pe care poate unii dintre voi ar trebui să-l iau de 30 de minute, ar trebui să-l cunoașteți. O să iau de la spate. Sunteți sfătuiți să practicați compasiunea. Și mie îmi place să interpretez această carte și din perspectiva voastră, nu doar compasiune față de ceilalți, dar și față de voi. În cazul în care unii dintre voi aveți probleme de comunicare, trebuie să aveți compasiune și față de această problemă a voastră și să o vindecați. Poate trebuie să aveți compasiune și față de altcineva, da? Poate totuși cineva e supărat și vă doriți această împăcare, dar nu prea știți cum să o faceți. În fine, deci practicați compasiunea. Pentru că în momentul în care vă iertați pe voi de greșelile trecutului, de alegerile trecutului, reușiți să alegeți dragostea. Am vorbit de alegere de dragoste și la îndrăgostiți, da? Alegeți dragostea. Nu tentația, nu munca, alegeți dragostea pentru că doar dragostea vă aduce cele mai mari satisfacții. Fiți doritor să vă exprimați, iar am vorbit de exprimare, să vă exprimați dragostea. Pentru că cineva nu poate. Da, am zis, nu poate să se exprime. În momentul în care vă exprimați dragostea, dacă există încă o stare de confuzie în viața voastră în legătură cu cineva, puteți schimba situația și să aveți această nouă dragoste. Nouă dragoste poate să fie și un nou stadiu în, eu știu, în relația voastră, în căsnicia voastră sau în viața voastră, pur și simplu. O nouă dragoste vine în momentul în care o alegeți și când vine, protejați-o ca pe ceva deosebit, așa cum am vorbit la Regina de Monede. Poate să fie situația în sine, nu neapărat o persoană. Protejați pentru că are o valoare deosebită. Da, cam aceasta ar fi etalarea pentru August, pentru berbeci. Sunt curioasă cum rezonează cu voi. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!